Cu realizări și nereușite să încheie anul și pentru Consiliul Județean Vaslui, președintele acestuia, Vasile Mihalache, este mulțumit că o parte din proiectele importante au fost finalizate. Cele două mari investiții grele ale județului, drumuri și apă, au demarat în grafic. Am rezolvat și problema aducerii de fonduri în județ, de fonduri europene. În 2009 au intrat aproximativ 45-50 de milioane de euro. Printre realizările Consiliului Județean se numără și aducțiunea cu apă pentru orașele Bârlad, Huș, Negrești și Vaslui. Dificultățile anului 2009 au apărut la asigurarea lefurilor pentru salariați. Ne-am cam scuturat prin buzunare în ceea ce privește cheltuielile de personal, dar am reușit, scotocind, așa cum am mai spus, prin toate unghierele bugetului, renunțând la o investiție mai mare a Consiliului Județean, și anume drumul de la Coroiești, să dăm ceva și celor din mediul rural, adică la comune, o parte din banii pentru salarii. N-au fost cine știe ce, dar n-au mai rămas comune fără salariile pe noiembrie. Președintele Consiliului Județean speră ca personalul din subordine să rămână neschimbat și în 2010, în condițiile în care organigrama este și așa destul de redusă. Vasile Mihalache își dorește ca în anul următor să fie realizate proiectele culturale, precum reamenajarea centrului istoric al municipiului Bârlad și înființarea unui muzeu al satului Vasluian și, nu în ultimul rând, continuarea lucrărilor la drumurile județene.